Hello, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Mihaela și astăzi urmează să desfacem împreună un advent calendar de care nu am mai auzit dacă mă întrebați pe mine. L-am descoperit întâmplător pe un site, așa că sunt tare curioasă ce se află în el. După cum ați văzut și în titlu deja, urmează să desfacem advent calendarul de la L'Oréal Paris. Este pentru prima dată când văd un advent calendar de la ei și sunt tare, tare curioasă ce se află în el. Bun. Înainte de a începe, vreau să vă spun că acest advent calendar a fost 75 de franci, dacă nu mă înșel, iar eu l-am primit cadou de la soțul meu de ziua mea de nume, la începutul lunii noiembrie, împreună cu advent calendarul de la Makeup Revolution, pe care l-am filmat în videoclipul trecut. Bun, zic să trecem la treabă, pentru că este un advent calendar cu 24 de produse și pentru că va trebui să îl desfacem pe tot. Ia priviți cât de mare este! Bun. O să începem cu numărul 1. Ia să vedem unde este numărul 1. Gata, l-am găsit. L-avem aici. Ah, dar nu iese. Da, va trebui să mai duc ceva cu care să scot produsele pentru că este foarte greu. Am reușit să scot și produsul numărul 1, se pare că produsele au un fel de lipici care le țin acolo lipite și de aceea se scot greu. Bun, ia să vedem ce avem aici. Avem un Infallible 24 Hours Lipstick. Deci avem un lipstick. Avem... Da, se pare că într-o parte avem ruj lichid și într-o parte avem balsam. Ia să încercăm să-l și desfacem, dacă și pot. Deci, avem aici un balsam de buze. Miroase la ceva foarte dulce. Zici că miroase a caramel cumva. Îmi place și culoarea, nu e foarte închisă. Însă acest ruj, care este foarte roșu și pare a fi puțin metalic. Ia să vedem. Oh, wow. Ce roșu intens. Da, cu siguranță aș folosi numai balsamul, pentru că dacă mă urmăriți de ceva timp și mă cunoașteți, știți că nu mă dau cu ruj atât de roșu. Dar cine știe, niciodată să nu spun niciodată, nu? Poate anul acesta de Crăciun mă dau și cu un ruj roșu. Ok, o să încerc să mă șterg, pentru că nu vreau să murdăresc bluza acea albă din greșeală. Nu m-am șters prea bine, dar merge. Bun, trecem și la numărul 2. Îl avem chiar aici. Ia să vedem. Avem aici un Infallible More Than Concealer. Ok, se pare că avem un concealer în nuanța, are 11 ml, în nuanța Ivory. Ivory 322 și așa arată. Este un tub destul de gros. Ia să vedem. Și e destul de deschis. Da, este nuanța mea. E perfect. Nu miroase nimic special. Îmi place. Îmi place și de-abia aștept să îl folosesc. Bun. Ah, am făcut o prostie. În fine, eu mereu fac prostii. Bun, trecem și la numărul 3. Ia să vedem. Gata, l-am găsit. Este pe undeva pe aici. Dați așa că nu pot să-l scot. Ia să vedem ce avem aici. Avem un ruj solid. Așa arată. Este în nuanța Color Rich Rose 303. Îmi place foarte mult ambalajul, dar nu știu că pot să-l desfac, pentru că are aici o etichetă lipicioasă și sper să nu mă tai. Ar fi foarte tare să mă tai. Hai că am reușit să-l scot. Ia să vedem. Oh, dar ce deschis e. Aoleu, dar ce deschis e și ce roz este. Aoleu, și vai de mine. Dacă mă cunoașteți și mă urmăriți de ceva timp, știți că nu mă dau cu rujul roșu și roz. Atât de roz și atât de deschis. Nu. Dar știu perfect cui să-i fac cadou. Am o prietenă care adoră rujurile acestea roz deschis și sunt sigură că i-ar plăcea foarte mult. Roz. Bun. Trecem și la numărul 4. Unde ești numărul 4? Nu vă mai arăt, că așa ar trebui să-mi iau o grămadă de timp să vă arăt fiecare produs cum îl scot de aici. Ok, se pare că și acesta este... Wow, dar ce ambalaj așa foarte drăguț. Avem aici tot un ruj solid cu această etichetă care îmi dă bătăi de cap lipicioasă și pe care mă chinui să o desfac. Bun, acum că am desfăcut eticheta, ia să vedem. Oh, dar ce roșu e, dar de ce atât de roșu? Ok, haideți să vedem.
Este un ruj Color Rich Matte Paris Sherry, nuanța Paris Sherry 349. Bun. Nu-mi place tipul roșu. Bun. Numărul 5, nu-i așa? Ia să vedem. Numărul 5, aole, tot un ruj solid avem. Acesta avem în calendar, este plin de rujuri, domnule. Avem tot un ruj în acest model. Ia să văd dacă reușesc să-i dau această etichetă enervantă jos. Am reușit. Bun, avem un ruj tot din gama Color Rich Matte în nuanța 640 erotic. Ia să vedem cam cum arată o culoare erotică. Glumesc. Interesantă culoare, nu? Cred că ar merge pe buzele mele. Da, iar rujurile au acel miros. Cum miroseau rujurile odată, dacă mă întrebați pe mine. Cred că așa miroseau rujurile când eram eu mică și foloseam mama rujuri. De la Ruby Rose, dacă nu mă înșel, era un brand din ăsta. Tot așa miroseau. Bun, îmi place nuanța. Îmi place mult. Să trecem și la numărul 6. Ia să vedem. Ar fi cazul să nu mai primesc atâtea rujuri, că deja am 3 rujuri solide și unul lichid. Ce-am primit aici? Wow! Se pare că am primit... Oh, mamă! Bun, se pare că am primit un blush. Ia să vedem dacă am și cum să îl deschid fără să mă tai cu acest cuțit, că nu știu de ce am luat eu un cuțit. Ia să vedem. Am vreo șansă? Oh, Doamne, o să stau până mâine să desfac produsele astea cu etichetele lor mega lipicioase. În fine, este un blush în nuanța 120, dacă văd eu aici bine. Da, este un nuanț în, un nuanț. Este un blush în nuanța Rose Santal 120. Ia să vedem. Cam așa arată. Oh, wow! Ia, priviți ce drăguț! Așa arată. Și are aici și o mică oglindă, și are aici și o mică pensulică. Ce simpatic e! Hai că-mi place. Ia. Da, este foarte deschis. Este un blush foarte deschis. Îmi place pentru că și eu sunt destul de deschisă la față și îmi plac blush-urile mai deschise la culoare. Bun, trecem și la numărul 7. Ia să vedem unde este numărul 7. Oh my god, un alt ruj solid avem aici. Ce să vezi, ce să vezi, vai ce surpriză, un alt ruj solid. Deci am impresia că toate rujurile pe care ei nu le vând foarte bine, le-au pus în acest sat în calendar. Ce să cred altceva, pe bune. În fine, avem un ruj tot din gama Color Rich Matte în nuanța 347 Hot Rouge. Ia să vedem. Oh, iarăși roșu. Nu no me gusta. Iarăși roșu. Iarăși roșu. Ok. Oh, Doamne, norocul meu că am câteva persoane pe care le cunosc și care știu că folosesc rujuri roșii și că am cui să-i le dau. Că altfel aș rămâne cu toate. Bun, trecem și la numărul 8. Unde este numărul 8? Ce avem noi aici? Ah, ok. My God, deci pe bune, au niște lipici atât de puternice. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem ceva. Avem o mască sau ce este aceasta? Este un ulei de păr de la El Vital L'Oreal. Așa arată recipientul, ca în imagine. Este pentru păr uscat. Pentru firul de păr uscat este valabil 18 luni și are 3,5 ml. Mai să știți că o să-l caut și eu în varianta mare, să văd cât costă și să văd, cine știe, o fi bun, o fi bun, trebuie testat. Bun. În sfârșit, un produs pentru păr. Trecem și la numărul 9. Acum, dacă îl și văd, unde este numărul 9? Ah, ce fericit aș fi. 9. Gata. L-am găsit. Numărul 9. Ia să vedem. Ce avem noi la numărul 9? Ce-o fi asta? Ah, wow! Ce drăguț! Ia priviți! Este un creion pătrat. Un creion pătrat, nu rotund. Nu știu dacă se vede. Că nu e rotund. Deci avem aici un lip liner, tot din gama Color Rich, nuanța 124, s'il vous plaît. Și este valabil 24 de luni. Să văd dacă am și cum să-l desfac. Ia să vedem, a mers? A mers. Bun. Wow, cât de frumos este. Îmi place mult de tot designul. Ia să vedem. Ok. Da, îmi place foarte mult și culoarea, doar că merge la rujurile roșii pe care le-am primit. Așa că da, trebuie să-l dau mai departe. Bun, trecem și la numărul 10 pe care l-am văzut pe aici pe undeva. Ia să vedem. Ok, avem aici un creion. Avem aici un creion cu un design foarte drăguț.
Ce vrea să fie acestea? Să vedem. Un eyeliner. Un eyeliner. Le liner signature. Ok. Nuanța 01 Noir Cashmere. Este valabil 24 de luni. Deci este un creion de ochi. Ia să văd dacă îl și pot desface. Ah, ba nu. E pur și simplu așa. Foarte interesant. Ia să vedem. Este foarte negru. Ok. Îmi place cum arată. Chiar îmi place de tot cum arată. Bun. Trecem și la numărul 11. Ia să vedem ce la numărul 11. Lash Paradise. Oh my god. Se pare că avem... Nu știu ce ar fi asta. Ar fi un mascara sau ar fi... Așa arată. Nu-mi dau seama dacă ar fi un mascara sau ar fi un tratament de ăsta de gene care lungește genele, alungește genele, nu știu, care ajută la lungirea, creșterea genelor. Ia să vedem. Da, este un mascara în nuanța negru și conține și ulei de ricin. Așa arată. Îmi place foarte, foarte mult designul. Nu l-am mai avut pe acesta. Ia să vedem cum este peria. Are un miros ușor parfumat, lucru care se întâmplă foarte rar la rimel. Ok, rămâne să-l testez. Îmi place cum arată. Bun, trecem și la numărul 12. Dacă reușesc să îl și desfac, bineînțeles. Avem aici... Ce avem aici? Ia să vedem. Eyeliner Waterproof. Perfect Slim by Superliner. De la L'Oreal. În nuanța 01 Intense Black. Este valabil 6 luni. Ia să vedem. Da, este foarte negru. Foarte negru și are un design foarte drăguț. Ok. Da, trecem și la numărul 13, nu-i așa? Parcă la 13 am rămas. Dacă și văd pe unde ar putea fi. Cred că acesta este. Da, acesta este. Oh, dar greu mai este. Ok. Am reușit să scot. Avem aici un mascara. Un mascara. Tot black mascara. Ia să vedem. Și se numește Volume Million Lashes. Acesta este. Ia să vedem cum arată și peria. Da, este o perie destul de groasă. Bun. Trecem și la numărul 14. Ia să vedem unde ar putea fi. Mamă, dar ce lipici puternic au, deci nu ies. Am reușit, fai, scuzați zgomotul, dar... Bun, se pare că am mai primit aici tot un produs de la L'Oreal Lash Paradise. Tot un mascara cu ulei de ricin, dar de data aceasta avem unul waterproof. Ia să vedem, dacă și reușesc să-l desfac, fără să-mi rup vreo unghie. Acesta este albastru și ia să vedem cum ar arăta. Așa arată pensula. Ok, bun. Trecem și la numărul 15 de data aceasta. Ia să vedem. Numărul 15, l-am găsit. Și avem aici un spray. Un spray pentru păr. Un fel de spray de fixare a părului, da, un fel de fixativ. Așa arată. Are 75 de mililitri. Nu scrie cât e valabil. Da, e drăguț că e așa micuț și poate fi purtat în geantă, într-o călătorie sau nu știu. Egal, dacă mergeți la o petrecere și vi se mai lasă părul, mergeți în baie, vă mai dați cu un pic de fixativ și gata, v-ați fixat părul. Bun. Trecem și la numărul 16, pe care l-am văzut pe aici undeva. Gata, l-am găsit. Așa. Avem aici un produs de sprâncene, se pare că este. Plump and Set Brow Artist, în nuanța 000 transparent, este valabil 6 luni. Este un serum de sprâncene.
Da. Este un serum de sprâncene. Ia să vedem. Și are o perie foarte, foarte mică și are un lichid transparent care miroase ca și un mascara. Dar, da, rămâne să-l testez și să vedem. Bun, trecem și la numărul 17. Ia să vedem ce avem aici. Avem aici ceva drăguț. Ce ar putea fi asta? Ah, este o nuanță de... este un eyeshadow. Este un fard de pleoape în nuanța 20 Queen Satin. Asta dacă pot să și desfac. Așa arată. Oh, este foarte, foarte sedefat. Superb, superb. Cred că ar putea fi folosit și ca highlighter. Atât de mișto ce este. Îmi place foarte mult, foarte mult. Așa că îl păstrez. Wow, super, super mișto. Se vede foarte, foarte puternică această nuanță. Bun, trecem și la numărul 18. S-ar putea să fie numărul 18. Ia să vedem ce avem aici. Oh, avem un produs mare. Ia să vedem. Avem un produs mare de la El Vital L'Oreal. No Frizz Serum. Oh, wow. Este un fel de ulei care se dă pe firul de păr, pe lungime, nu la rădăcină. Și este și cu protecție termică până la 230 de grade. Perfect. Are 100 de mililitri și este valabil 12 luni. Perfect. Nimic mai bun decât ăsta. Da, bun. De să să-l testez. Îmi place. Bun, trecem și la numărul 19, care trebuie să fie și el pe undeva aici. Unde este? Ah, gata, l-am zărit. Ia să văd dacă pot să-l și scot. Numărul 19, avem aici Le Curl by Superliner, dar avem un creion negru în nuanța 101 Midnight Black de la L'Oreal. Așa arată, nu are rost să-l testez, este un creion negru. Bun, trecem și la numărul 20. Gata, l-am găsit. Oh, wow, nu știu ce ar putea fi asta. Dar ia priviți, ce avem noi aici? Scrie așa, Age Perfect Golden Age. Este ceva pentru ochi, dar nu-mi dau seama ce. Are 15 ml, este valabil 6 luni. Dar ce ar putea fi treaba asta? Ar putea fi o cremă de ochi? Așa arată în interior. Ia să vedem, ce ar putea fi asta? Are așa o culoare. Trebuie să mă interesez puțin, dar dacă îl întinzi așa, intră în piele. Da, nu știu ce ar putea fi, pentru că nu scrie nimic, practic, despre acest produs aici. O să caut pe internet să văd ce ar putea fi și cum se folosește. Da, îmi place. Are 15 ml și e valabil 6 luni. Nu mai știu dacă am spus odată sau nu. Trebuie să văd ce este. Aceasta pare a fi un fel de bază matifiantă, ceva. Pentru că mi-a rămas așa foarte, foarte mat și fin. Mată și fină pielea. Și nu știu, ar putea fi o bază de machiaj? Sau ar putea fi ceva gen cremă de ochi? Sau, nu știu, rămâne de văzut. Bun, trecem și la numărul 21. Ok, avem tot un creion. S-ar putea să fie tot din gama Color Rich, Leo Lip Liner. Este valabil 24 de luni și este în nuanța 302 Bois de Rose. Ok, deci avem tot un creion de buze. Să văd dacă pot să-l și desfac. Aș fi foarte tare dacă aș putea. Bun, așa arată. Ia să vedem. Da, este foarte, foarte roșu, foarte roșu și foarte mat la cum arată. Un roșu așa spre roz, dacă mă întrebați pe mine. Îmi place cum arată, nu-i rău. Bun, trecem și la numărul 22. Ia să văd unde este mai exact. Oh, wow! Avem un produs mai mare de data aceasta. Am dat ce lipici puternic, face o gălăgie infernală. Ia să vedem. Am primit aici un produs mai mare, nu știu exact ce ar putea fi. Ia să vedem. Avem aici o mască. O mască cu acid hialuronic. Cu concentrat de acid hialuronic. Bun. Da, de la Revitalift.
Revitalift L'Oréal Paris. Da, am impresia că există și o gamă întreagă de produse de la Revitalift L'Oréal. Din câte mi-am amintesc, cred că este și o cremă de față și mai multe chestii, dar rămâne să testez și să vedem cum este. Bun, trecem și la numărul 23, care trebuie să fie și el pe aici undeva. Am văzut 24, 23, gata. L-am găsit și pe acesta. Ia să vedem ce ar putea fi aici. Avem aici, așa, un borcanel din ăsta, așa, auriu. Ia să vedem ce este. Este un fard cremos pentru ploape. Este valabil 24 de luni, în nuanța 07 Vibrant Beige. Și este din gama Age Perfect. Cream Eyeshadow. Da. Ok, ia să vedem. Așa arată. Are o culoare foarte frumoasă. Ia să vedem. Oh, wow! Și acesta este destul de lucios, așa. Este un auriu sidefat, așa, dar nu foarte puternic, cremos, foarte interesant. Drăguțe produse în acesta pe calendar. Bun. Și numărul 24 și ultimul. Ia să vedem ce avem aici. Avem un Bronze to Paradise, 84% ingrediente de origine naturală, în nuanța 03 Back to Bronze. Așa arată. Este practic un bronzer. Eu așa zice că este. Este un bronzer. Ia priviți ce drăguț are aici și un fel de palmier făcut așa, drăguț. Papagalii mei s-au apucat să facă gălăgie acum. Dar nu este foarte închis la culoare. Și îmi place. O să încerc să văd dacă mi se potrivește. Foarte drăguț. Bun, vreau să vă arăt că așa arată. Avem calendarul acum. Da. Așa o părere. Îmi place că totuși există multe produse pentru gene, câteva pentru păr, pentru ochi, ceva, o mască, un ulei de păr, rujuri, creioane de buze, da. Per total, îmi place acest advent calendar. Nu mă așteptam să aibă produse așa mișto și dacă mă întrebați pe mine, eu nu prea folosesc produse de la L'Oréal și dacă mă întrebați de ce, habar nu am. Pur și simplu, nu am cumpărat produse de la L'Oréal. Am cumpărat de la alte branduri, dar de la L'Oréal n-am încercat mare lucru. Cred că un singur mascara și probabil un singur ruj lichid, ceva de genul. Dar în rest n-am încercat nimic altceva de la L'Oréal. Cred că un fond de ten, nu mai știu care dintre ele. Da. În rest nu prea am încercat produse de la ei și de aceea toate aceste produse sunt o surpriză pentru mine și abia aștept să le testez, să le încerc, să văd cum sunt. Da. Bun. Acestea fiind spuse, acesta a fost advent calendarul de la L'Oréal Paris. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, să-mi scrieți în comentarii dacă și voi folosiți produse de la L'Oréal, care dintre produsele pe care vi le-am arătat din acest advent calendar le folosiți, care vă plac, pe care le recomandați, ce părere aveți despre produsele de la L'Oréal în general sau despre cele pe care vi le-am arătat deja. Ce părere aveți despre acest calendar și cum vi se pare dacă l-ați cumpăra sau dacă l-ați cumpărat deja. Știu că este un calendar mai scump. De exemplu, acum, chiar astăzi am intrat pe câteva site-uri și am văzut că acest advent calendar are o reducere destul de mare, aproape 50%. Și acum am oftit că l-am luat la preț întreg, dar m-am grăbit, da, m-am grăbit pentru că credeam că nu o să-l mai găsesc dacă aștept până la sfârșitul lunii noiembrie. Da. Bun, acestea fiind spuse, eu vă las, vă pup, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare într-un nou clip.